Lucrările de pe centura municipiului Târgoviște sunt monitorizate de către primarul municipiului Cristian Stan. Edilul s-a declarat nemulțumit într-o conferință de presă de modul și ritmul în care se realizează lucrările, amenințând cu rezilierea. Că trebuie să vă mărturisesc că nu sunt mulțumit de modul și de ritm, modul în care abordează lucrările și de ritmul în care se realizează aceste lucrări. Am avut numeroase discuții, nu unele destul de dure și destul de contundente cu ei, raportat la lucrările pe asociații. Pot să spun că la momentul de față, spre exemplu, unul dintre asociații a făcut deja două treimi din ce trebuia să facă, în vreme ce alții au făcut foarte puțin din cât ar trebui, din cât ar fi trebuit să facă la acest moment. Nu pot să am în momentul de față, cum să spun, pur și simplu să-i dau la o parte de pe lucrare, pe cei care lucrează, pe constructori. Pentru că sunt pus într-o situație, sau administrația locală este pusă într-o situație destul de neplăcută. Până la 31 decembrie acest contract trebuie finalizat. Sub sancțiunea achitării unei sume de bani care a fost accesată de către municipiul Târgoviște și este foarte greu de crezut că până la finalul acestui an, cu achiziție și așa mai departe, se poate face mai mult decât ce se realizează în momentul de față. În orice caz, chiar și în aceste condiții, am somat constructorul sau îi acord un termen de o lună de zile începând din acest moment pentru a intra în ritmul de execuție și în graficul de execuție aferent contractului. Nu vor intra, vor trebui să plece. Voi rezilia contractul și voi cere, dacă vom ajunge la achitarea unor sume de bani către minister, către finanțator, să plătească toate aceste sume de bani. Nu am garanția că aceste sume de bani vor putea fi recuperate. Am avut, repet, numeroase discuții, încercări de a intra pe un ritm normal al lucrărilor. Din păcate, constructorii sau unii dintre ei nu au capacitatea financiară, vorbind, de a menține un ritm de execuție foarte, foarte ridicat.